Primăria municipiului Deva a plătit o nouă tranșă de bani de la bugetul local către Spitalul Județean de Urgență din Deva pentru achiziționarea de aparatură și echipamente medicale în secțiile chirurgie generală, cardiologie, urologie și radiologie, conform solicitărilor șefilor de secții. Astfel, municipalitatea a plătit vineri 1 noiembrie suma de 481.225 lei, dintre care 304.195 lei pentru secția chirurgie generală, 138.635 lei pentru secția cardiologie, 35.000 de lei pentru urologie, iar 3.296 de lei pentru radiologie. Banii au fost alocați conform prevederilor hotărârii Consiliului Local Deva numărul 332/2018. De la începutul anului 2019, Primăria Municipiului Deva a plătit către Spitalul Județean de Urgență din Deva o sumă totală de aproape 692.000 de lei.